Suntem la 98 și mai sunt două numere să terminăm toată colecția. Avem în momentul de față de montat niște parasolare. Partea bună este că merge destul de simplu. Haideți să vedem. Parasolarele trebuie montate, nici nu știu, în direcția aceasta sau invers. Ok, asta este direcția. Acesta vine aici. Se adaugă prin click. Printr-un click mai serios. Așa. Ele sunt funcționale. Cred. Sau nu mă descurc eu să le ridic. Sunt funcționale, dar de preferat să încercăm să nu. În continuare vom monta oglinda. Oglinda se poate monta într-o singură direcție din cauza formei D, adică nu putem să o mișcăm. Și pentru montaj vom folosi un șrub MP5. În următorul pas trebuie să adăugăm, ne-au rămas niște șuruburi. În următorul pas trebuie să adăugăm acesta în caroserie. Vom lua caroseria. O mică atenție, pentru că avem antena aia acolo și nu ne dorim să îi facem rău. Vom așeza acest parasolar. În locul indicat prin sistem de click. Așa, a intrat la loc, dar a zburat oglinda și și un parasolar pe care le vom pune înapoi imediat. Bun. Unde să vedem oglinda în forma de D. Așa. Și parasolarul nostru magic. Bun. Trecem la numărul următor.